Bună ziua! Doamne, ce frig astăzi afară, Dumnezeule! Am avut dimineață 9 grade, iar acum avem 14. Am adus un ciorchine nou la cop. Iar acum, aici jos, dacă putem să-l scoatem, am un semi-ciorchine din care am tot luat și acum s-au copt, le ducem în casă pe astea. Iar ăsta de aici rămâne în cămară la copt. Dar înainte să plec cu ciorchinele, lăsăm puțin aici. Mi-am adus aminte ca să nu mai ies și să-mi fie frig. Merg după mărar și pătrunjel pentru mâncărica de astăzi. Și vreau să transmit salutări astăzi căci am primit multe, multe salutări ieri de la Constanța, de la Năvodari, din județul Constanța în general. Nici nu mă așteptam și mă bucură tare mult căci, după cum știți, noi suntem amândoi constanțeni și ori de câte ori primim salutări de acolo, ne aducem aminte de acasă și ne simțim foarte, foarte frumos. Să vedem mâine în ce județ, în ce oraș trimitem salutări, așa că vă aștept în comentarii să ne spuneți de unde ne urmăriți astăzi. Am aici, ia să întorc camera, am aici mărar la Ghiveș, vedeți că nu e singurul, avem aici, aici și încolo spre Găinuțe mai sunt ghivece cu mărar, așa că o să iau de aici puțin. Asta va merge în solar, cred că ați văzut deja structura la solar în spatele meu. Trunjel voi lua de aici, avem o structură de ciment așa pe care am refolosit-o făcând-o ca un pat înalt în care am pus căpșuni și pătrunjel. Vreau să vă arăt că merg așa de bine, nu mai priviți căpșinile, au deja rod, iar pătrunjelul, mai mă țin de câteva zile să vi-l arăt câta rădăcina are. Deci, stați puțin că vine șeful șefilor. Ce faci, tată? Ce face băiatul? Frumos! Și stați așa că țin telefonul cu picioarele, voi vedeți ce înseamnă asta. Deci uitați-vă câta rădăcina poate avea pătrunjelul ăsta. Doamne Dumnezeule, este enorm și n-am numai o tufă și ăsta de aici este la fel de mare. Au venit și rățuștele, doar și le-am dat să mănânce, nu știu ce mai vor. Așa că luăm și câteva fire de pătrunjel și mergem în casă că nu mai putere, frig. Hai, Figi! Mă urmăresc și rațele. Și Figi vine, gata. Fetele sunt în casă, le-ați văzut. Da, toată dimineața au stat în casă, în fața sobii. Băieții n-au stare, băieții umblă, mă tăuze. Dar fetele, adică Nieve și cu Cookie, n-ai treabă cu ele. Ne ducem în casă. Am înțeles ce se întâmplă. Astăzi la prânz gătesc o mâncărică de mazăre. Am pus-o acolo la călit mai multe legume la un loc. Ardei ceapă, chiar și vânătă am acolo. Tai și niște cartofi aici, cubulețe. Dar aici am mazărea. Și bineînțeles bulion, că multă lumea a spus în comentarii că e tare bun cu bulion. Eu în mod normal făceam fără bulion. Și astăzi vom încerca cu bulion, să vedem cum se primește, dacă le place copiilor. Mai fac, problema este că Andy, dacă îi dau doar mazăre goală, nu mănâncă. Alexa e nebunită după mazăre, dar adusul nu. Adusului îi place fasolea verde, Alexa e cu mazăre, așa că am zis să fac o tocăniță, ca un fel de tocăniță, căci Andy mănâncă foarte bine tocăniță, așa că să sperăm că iese papa bun azi. Bun, astea s-au încins, bine, s-au făcut.
Un cartofi. Sunt ăștia mici. Acum când le aduc de mâncare, îi pot prinde, dar sunt ușor disperați. Acum după restul, vă dați seama. Hai să vi arăt. Ăștia sunt prima tură de toamna asta și ăștia la alții mai mici. Stai, băi! Ăștia la alții sunt din a doua tură. Îi separă cam 2 săptămâni așa de distanță. Ăsta îi tai că sunt 3, ia uite. Haide, mamă, hai, porumbac. Iar ăsta e un amestec, ia uitați ce penaj are. Alb cu negru. Aoleu, unde e ăla marou care îmi place? Uite-l, ăsta e. Are o pastă în gură. Ia uitați-l ce frumos e. Stai, mă! Ia uitați ce penaj frumos are. Ăsta seamănă cu Coco, cocoșelul favorit al familiei. Favorit între ghilimele. E cel mai blând și stă să-l luăm în brațe, să-l iubim. Ăsta la altul nu. Nu-i place foarte mult înghierile, așa că din acest motiv îi spunem că e favorit, că stă și e iubibil, să zic așa. Bye! Tocmai ce am găsit un moșmon căzut pe jos, cred că este semnul că încep să se coacă. Se rup foarte repede, nu sunt moi, dar dacă iau în cază, cu siguranță într-o zi, două sunt pregătiți pentru a fi mâncați. Cunoașteți moșmonul? Asta este. Trece moșul prin salon și găsește un buton. Și butonul face tic! Acum tu, mami. Trece moșul prin salon și găsește un buton și butonul face tit! Tit, tit, tit!